Arbitrul internațional Ișvan Covaci face parte din brigada delegată la meciul dintre Croația și Belgia, care se va disputa joi. În cadrul grupei F a Cupei Mondiale, Ișvan Covaci va fi arbitru de rezervă. La centru se află englezul Anthony Taylor, ajutat de către conaționalii săi Gary Beswick și Adam Nunn. Meciul este programat pentru joi, 1 decembrie, cu începere de la ora 17 la Al Ryan. La fel ca în cazul jucătorilor, evaluarea arbitrilor este o combinație între munca de la antrenament și performanțele lor de pe teren în timpul meciurilor. Fiecare nominalizare va fi făcută cu mare grijă pentru a încerca să găsim de fiecare dată cele mai bune echipe de arbitri, afirmă șeful Comitetului FIFA de Arbitraj și șeful arbitrajului din Qatar 2022, italianul Pierluigi Colina, potrivit l'echip. Ișvan a a mai fost delegat la campionatul mondial din acest an care rezervă la partida dintre Qatar și Ecuador, partidă inaugurală a turneului final, dar și la meciurile dintre Uruguay și Corea de Sud, Mexic și Argentina, Spania și Germania, Ecuador contra Senegal și Arabia Saudită contra Mexic